Și atunci Dumnezeu m-a luat frumos cu tetrapareza mea și m-a trimis aici. Omuleții din spate, recte, Pavel și Smiley, mi-au spus: stai relaxat, totul va fi bine. Ei, e o chestie foarte improprie și foarte nașpa de spus unui om ca mine, pentru că fix pe asta se bazează tetrapareza. Îți întărește corpul, tot corpul. Și vă dați seama, dacă puteam fi relaxat, nu mai eram handicapat. Dar o să vă spun și partea bună a tetraparezei imediat după ce le mulțumesc gazdelor. Să fiu sincer, și eu mă gândeam că ei n-o duc prea bine. Nu știu, Smiley arăta ciudat, așa, ca un om care și-a pierdut buletinul. Totuși, arăta mai bine decât Pavel Bartoș, care arăta cam ca jumătate de buletin. Deci se poate și mai rău. Acum, despre mine, ce să vă mai spun? Pentru că de la mine pornisem. Tetrapareza asta mea are părțile ei bune. Cum ar fi că de fiecare dată când te prind pe stradă, oamenii își fac cruce. Mă onorează chestia asta, pentru că înseamnă că mă consideră sfânt cu moaște în viață. Vă dați seama, ca scriitor n-aș fi ajuns niciodată de unul singur la performanța asta. Acolo chiar trebuie să mori ca să fii apreciat. Cât despre norocul meu în viață, el s-a rezumat la următoarele. Dar el poate am vrut cel puțin să dau la actorie la UNATC, dar m-au refuzat politicos pe ideea că, uite aici, există un articol care spune că tu trebuie să fii integru fizic. Eu la început am bodogănit, vă dați seama. De-abia acum, ani la rând după aia, vreo 4, îmi dau seama că ei chiar îmi voiau binele. În România, să fii și actor și handicapat, sunt două surse sigure de a muri de foame, combinate.